Deci noi ca persoane suntem foarte diferiți, dar prin chestia asta suntem speciali. Chestia asta ne deosebește, dar ideea e că nu trebuie să judecăm în funcție de diferența asta dintre noi. Nu trebuie să judecăm alte persoane. Uite, nu știu cine e diferit de noi. Adică nu e la fel ca noi, nici la caracter, nici la fizic, la trăsături, la nimic. Nu trebuie să judecăm persoana aia în funcție de nimic. Adică unele persoane pot intra în depresie din cauza asta. Adică eu am pistruit. Nu multe persoane au pistruit. Și cum ar fi să îmi spună mie cineva să mă trateze diferit sau să îmi vorbească într-un anumit fel pentru că eu am pistruit sau să râde de mine? Asta înseamnă că sunt diferită față de alte persoane. Dar nu e un defect. Chiar e un lucru foarte frumos și special. Și poate altei persoane care are pistrui nu îi plac. Și tocmai din cauza asta, pentru că au râs alte persoane de ea. Sau i-au spus că au pistrui într-un anume fel, încât s-au simțit prost. Și au ajuns să aibă stări de anxietate, să le fie rușine cu ei. Și asta duce la depresie. Și depresia nu prea duce într-un loc destul de ok. Asta spun. Avem fel și fel de trăsături diferite, de comportament diferit, de orice. Nu putem să fim toți la fel. Dar prin asta suntem perfecți așa cum suntem și trebuie să ne iubim așa cum suntem.